presa liberă trecere. Bună seara din nou împreună la TV Sat, doamnelor și domnilor. Suntem la Presa Liberă Trecere, la prima ediție din această săptămână. Invitatul este domnul subcomisar Alin Opra, șef serviciul rutier în cadrul Poliției Municipale din Râmnicu Sărat. Rectific eu biroul rutier, ca să nu existe vreo dezinformare din partea noastră. E mulțumit pentru prezență, ca de fiecare dată în fața dumneavoastră, cu noutăți din acest domeniu. Vedem care a fost și bilanțul întocmit pe anul 2017, dar care sunt și acțiunile propuse pentru anul în curs. De asemenea, vom discuta noi și despre micile sau marile modificări ale codului rutier prevăzute pentru anul 2018. Încă o dată îi mulțumim pentru prezență. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara și bine v-am regăsit! În linii mari, ați avut o situație care v-a mulțumit personal în calitate de șef al biroului rutier din cadrul Poliției Municipale Râmnicu Sărat pe anul 2017? Pentru anul 2017 consider că prioritățile biroului rutier Râmnicu Sărat au fost realizate, în sensul că am reușit reducerea riscului victimal pe raza de competență. Astfel, putem concluziona că pentru anul 2017, pe raza municipiului Râmnicu Sărat, au avut loc un număr de 6 accidente grave, care s-au soldat cu 6 răniți grav. Putem spune că avem același număr de accidente grave, așa cum am avut în anul 2016, dar numărul răniților grav a scăzut de la 9 la 6. Având în vedere aceste concluzii, putem spune că lucrătorii biroului rutier și-au îndeplinit sarcinile de serviciu, astfel încât au contribuit la indicatorii de reducere a riscului rutier atât pe raza municipiului Râmnicu Sărat, cât și pe raza județului Buzău. Acest trend de reducere a riscului rutier, respectiv reducerea numărului de persoane decedate în urma accidentelor de circulație și reducerea numărului de persoane rănite grav, a fost realizat atât pe raza municipiului Râmnicu Sărat, cât și pe raza județului Buzău. În ceea ce privește accidentele ușoare care s-au înregistrat în cursul anului 2017 pe raza municipiului Râmnicu Sărat, față de perioada similară a anului 2016, a fost o ușoară creștere, la fel și numărul persoanelor rănite ușor. Vedem și la nivel național că ne confruntăm cu un fenomen care se dorește, se tot încearcă, Poliția Națională ia măsuri, tot avem acțiuni de prevenție pe această linie rutieră. Ne îngrozește, practic, numărul accidentelor rutiere înregistrate. Da, numărul evenimentelor rutiere crește de la an la an. Tocmai cred că este o cauză principală a acestor accidente de circulație, o constituie infrastructura rutieră. În ceea ce privește infrastructura rutieră de pe raza municipiului Râmnicu Sărat și adiacentă municipiului Râmnicu Sărat, infrastructura rutieră a rămas aceeași, în schimb numărul autovehiculelor care tranzitează municipiul Râmnicu Sărat, cât și numărul autovehiculelor deținute de către locuitorii din zonă a crescut exponențial de la an la an, astfel încât putem concluziona că pe raza municipiului Râmnicu Sărat putem spune că s-a dublat numărul de autovehicule față de perioada 2010-2011, de când îndeplinesc funcția de șef birou rutier la Râmnicu Sărat, pot spune că numărul autovehiculelor care tranzitează atât municipiu, cât și numărul de autovehicule care sunt în proprietatea sau deținerea persoanelor din zonă este într-o creștere cel puțin dublă. Și modul în care se desfășoară traficul în aceste condiții la Râmnicu Sărat? Așa cum ați văzut și dumneavoastră, pe perioada sfârșitului de săptămână, în zilele de vineri și în zilele de duminică, traficul pe sectorul de drum DN285, care traversează și municipiul Râmnicu Sărat, este uneori foarte aglomerat, motiv pentru care noi intervenim de fiecare dată tocmai pe aceste sectoare de drum,
tocmai pentru a asigura o fluență a traficului rutier. Așa cum ați văzut și dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră, pe perioada sărbătorilor de iarnă, traficul pe sectorul de drum DN285 a fost foarte, foarte aglomerat, astfel încât a fost necesară dirijarea la mână a traficului, lucru care noi l-am mai făcut acum 5-6 ani de zile. Traficul în această perioadă a fost foarte, foarte mare, iar necesitatea dirijării acestuia a fost imperios necesară, motiv pentru care am apelat la disponibilitatea colegilor, atât cei care au fost planificat în servicii, cât și cei care s-au aflat în zonă și și-au manifestat posibilitatea de a veni să putem să asigurăm deplasarea în condiții de siguranță a autovehiculor, astfel încât municipiul Râmnicu Sărat să nu fie blocat. A trebuit să dirijăm traficul astfel încât să putem asigura și posibilitatea locuitorilor din municipiu să poată ieși în sectorul de drum european sau a locuitorilor din comunele învecinate să poată merge către domicilii. Și faptul că numărul autoturismelor s-a dublat în ultimii ani la Râmnicu Sărat a creat și sau creează mici conflicte în trafic, mici neînțelegeri între participanții la trafic? Da, există, pot spune, neînțelegeri în ceea ce privește deplasarea pe drumurile publice a tuturor participanților la trafic, neînțelegeri care uneori sunt rezolvate atunci de către conducători auto, iar alteori se apelează și la ajutorul organelor de poliție. Neînțelegeri sunt atât în trafic, cât și pentru locurile de parcare, când acestea fiind insuficiente, creează disconfort pentru cei care doresc să parcheze și nu mai găsesc locuri de parcare libere. În special în zona centrală, în zona pieței din Râmnicu Sărat, în zonele cele mai aglomerate, în zona instituțiilor publice se întâmplă acest lucru. Clar, acolo, în toate zonele centrale, din toate localitățile urbane, există aglomerații atât de vehicule cât și de persoane în zonele instituțiilor publice, în zonele piețelor, în zonele unde oamenii doresc să aibă acces la tot felul de instituții, atât publice cât și cele care nu aparțin instituțiilor statului, dar unde trebuie să ajungă pentru rezolvarea tuturor problemelor care le au. Și mai există mica înțelegere? Doar 2 minute, am lăsat copilul sau merg la nu știu ce farmacie sau nu știu ce bancomat? Nu există această mică înțelegere, există doar înțelegerea polițiștilor, atât a polițiștilor de la Poliția Rutieră, colegii de la Ordine Publică, cât și colegii de la Poliția Locală care au atribuții pe această linie, de a înțelege o situație punctuală, iar în celelalte situații nu au decât să aplice prevederile legale, pentru că nu putem avea înțelegere față de participanții la trafic care spun că 1 minut, 2 minute, dar după aceea uită să se întoarcă la autovehicul într-un minut, 2 minute, dar acel 1 minut sau 2 minute creează inconvenient pentru alți participanți la trafic și nu este normal ca ceilalți participanți la trafic să aibă parte de astfel de inconveniente, atâta timp cât acel conducător auto poate parca autovehicul la o distanță 100, 200, 300 de metri, își poate parca autovehicul în condiții de legalitate și poate merge către locul unde are de rezolvat o problemă să o rezolve în liniște, fără a ști că există un lucrător de poliție care, când se întoarce la autovehicul, îl poate sancționa. Ce reflectă sancțiunile pe care le-ați acordat pe parcursul anului 2017 și dacă ați putea să ne faceți o comparație cu anul 2016? Fără a oferi o cifră exactă, un procent, să aproximăm totul pentru telespectatori. Lucrătorii biroului rutier au acționat pentru impunerea legii pe raza de competență, atât pe raza municipiului Râmnicu Sărat, cât și pe raza comunelor arondate, astfel încât aceștia au aplicat peste 11.000 de sancțiuni contravenționale tuturor participanților la trafic, au reținut 650 de permise de conducere și au dispus reținerea
a 101 certificate de înmatriculare a autovehiculelor care nu îndeplineau condițiile pentru a se mai deplasa pe drumurile publice. Față de perioada similară a anului 2016, se înregistrează creșteri la toți acești indicatori, dar, așa cum vă spuneam, aceste creșteri sunt urmarea faptului și că numărul de autovehicule care se deplasează pe drumurile publice a crescut, iar de la an la an, indisciplina tuturor participanților la trafic s-a manifestat prin necesitatea impunerii legii de către organele de poliție. Atunci când colegii mei constată încălcarea normelor rutiere atunci când sunt la serviciu, nu au decât să dispună măsuri sancționatorii, pentru că tocmai prin aceste măsuri sancționatorii, participanții la trafic pe viitor știu că pot primi sancțiuni contravenționale și că trebuie să respecte legea. Aceste sancțiuni contravenționale aplicate de către lucrătorii de poliție rutieră, să știți că nu sunt aplicate doar atunci când a întâlnit un conducător auto sau un participant la trafic, a procedat la aplicarea unei sancțiuni contravenționale. Colegii mei, de fiecare dată, atunci când constată că acele norme rutiere sunt încălcate, prevăd și măsura aplicării avertismentului, aplică și măsura avertismentului scris, îi avertizează și verbal, pentru că prevăd actele normative în vigoare, acționăm și pe linia prevenției, dar când constată că această activitate de prevenire nu își mai poate atinge scopul, nu au decât să aplice sancțiunea contravențională cu amendă. Alt mijloc de a educa, da, dacă vorbim de educație, nu ar exista. Deci dacă au fost depășiți și parcurși toți ceilalți pași, acțiunile preventive, avertismentul, discuția cu participantul la trafic, clar trebuie trecut la sancțiune. Este firesc, atâta timp cât odată ne-am întâlnit, te-am atenționat, a doua oară te-am aplicat un avertisment scris, următoarea dată, atunci când polițistul constată că s-a încălcat o normă rutieră sau o normă de conviețuire socială, trebuie să aplice prevederile legii, tocmai ca acea persoană să înțeleagă că face parte dintr-o societate și că trebuie să respecte regulile și normele societății. Cele 11.000, da, ați spus, de peste 11.000 sancțiuni acordate atât conducătorilor auto cât și pietonilor, da? Tuturor participanților la trafic. Îndrăznesc să mai întreb care este ponderea, care s-au dovedit a fi cei mai indisciplinați pe parcursul anului 2017? Da, cum să nu. Pot să vă aduc la cunoștință că au fost aplicate peste 1.700 de sancțiuni contravenționale pietonilor, peste 500 de sancțiuni contravenționale bicicliștilor, iar diferența de sancțiuni contravenționale este aplicată în mare parte conducătorilor auto și mai sunt și căruțași sancționați, dar nu într-o pondere atât de mare, pentru că, așa cum ați constatat și dumneavoastră, numărul posesorilor de atelaje care locuiesc pe raza municipiului Râmnicu-Sărat sau care tranzitează municipiul Râmnicu-Sărat a scăzut în ultima perioadă, iar acest lucru a condus și la diminuarea numărului de sancțiuni contravenționale aplicate căruțașilor. Iar pietonii nu și-au uitat vechiul obicei, da? Vorbim tot de Pietonii nu și-au uitat vechiul obicei, dar așa cum vă spuneam în emisiunile anterioare, pentru anul 2017 țin să vă aduc la cunoștință că acel indicator de reducere a numărului de accidente rutiere datorată indisciplinei pietonilor pentru acest an am reușit să-l realizăm, astfel încât pietonii nu au mai reprezentat cauza principală de accidente rutiere pe raza municipiului Râmnicu-Sărat. În anul 2017, împreună cu colegii mei, și cu ajutorul colegilor de la ordine publică și al colegilor de la poliția locală, am desfășurat campanii preventive prin care am adus la cunoștință pietonilor riscurile la care se supun atunci când traversează strada neregulamentar, dar am realizat și campanii de impunere a legii prin care am aplicat sancțiuni contravenționale când am constatat că aceștia nu respectă prevederile legale. Personal, cred că tocmai datorită acestor activități,
atât preventive cât și de impunerea legii, am reușit să diminuăm numărul de accidente rutiere datorat indisciplinei pietonilor. Și înțelegem că toate categoriile de vârstă au fost implicate, nu doar copiii au demonstrat că nu știu pe unde care este porțiunea pe care trebuie să traverseze, cât și părinții, bunicii traversează prin locuri nepermise, îi trag pe cei mici după dumnealor și tot așa, lucru demonstrat de imaginile surprinse pe camerele de vedere. Vorbim de sistemul de monitorizare video al municipiului. Exact, chiar astăzi, înainte să vin la emisiunea dumneavoastră, la birou a venit o persoană, o doamnă, care a fost sancționată atât dumneei, cât și soțul dumneei, că au traversat strada neregulamentar pe strada Toamnei, unde există un semafor care permite sau nu permite pietonilor să traverseze strada. Acea persoană mi-a spus că a fost sancționată de către un lucrător de poliție rutieră, tocmai pentru a că a traversat strada neregulamentar, având în vedere că pe, la momentul când a fost oprită în trafic, dumneai a recunoscut că nu a traversat strada pe culoarea verde a semaforului, verde pentru pieton. Și v-au ajutat imaginile sau vă vor ajuta imaginile din... Persoana respectivă a venit să-mi ceară un sfat ce trebuie să facă mai departe cu acel proces verbal, să achite sancțiunea contravențională, dar din discuțiile purtate cu dumneai mi-a spus că a traversat strada pe culoarea roșu pentru pieton, având și în acest context traversarea străzii era neregulamentar. Și doamna în cauză se alege cu... Doamna în cauză, atât dumneai cât și soțul dumneai au fost sancționați contravențional, motiv pentru care vor trebui să meargă la administrația financiară, să achite sancțiunea contravențională și să depună la sediul poliției chitanța care să ateste faptul că au achitat sancțiunea contravențională. Deci câteva secunde în care am putea aștepta liniștiți chiar cu adevărat ne salvează viața. Iar vorbeam de sancțiuni, dacă se impun sau nu se impun. În aceste cazuri chiar se impun. Consider că acolo, pe strada Toamnei, unde, așa cum știm cu toții, traficul este destul de aglomerat pe întreg intervalul de zi, consider că prin montarea acelor semafoare se acordă pietonilor posibilitatea să traverseze în condiții de maximă siguranță către piață sau către zona centrală, iar atunci când aceștia traversează strada pe culoarea roșu a semaforului care nu permite pietonului să traverseze strada, și este oprit în trafic de către un polițist rutier, consider că nu există o cauză care să ducă la aplicarea unui avertisment verbal decât maxime urgențe, pentru că acel semafor interzice pietonilor pentru perioade de câteva zeci de secunde să traverseze strada. În câteva zeci de secunde nu se pot întâmpla lucruri care să nu îi permită pietonului să aștepte câteva zeci de secunde pentru a-și continua deplasarea în condiții de maximă siguranță. Și am constatat că încă mai sunt râmniceni care folosesc cealaltă porțiune pe care a fost marcată trecerea de pieton cu ani în urmă. Da, este posibil, dar numărul acelor persoane care traversează strada pe acel sector unde traversarea nu este regulamentară a scăzut de la an la an, iar așa cum vă spuneam, tocmai prin prezența colegilor mei, a colegilor de la ordine publică și a polițiștilor de la poliția locală, pe strada Toamnei sau în zona centrală, descurajează încălcarea normelor rutiere atât de către pietoni cât și de către ceilalți participanți la trafic. Ideea este că prezența tuturor polițiștilor pe stradă este pentru a asigura tuturor cetățenilor un climat de siguranță, iar lucrătorii de poliție, atât de poliție rutieră, de ordine publică, de investigații criminale, de economic, nu vin la serviciu ca să aplice sancțiuni contravenționale sau să constate fapte de natură penală, să facă un țel din acest lucru, să vină la serviciu ca să aplice sancțiuni contravenționale. Încă mai există această concepție? Există, nu există această concepție. Lucrătorii de poliție vin la serviciu tocmai... Nu, din partea participanților la trafic. Vă dați seama că atunci când un participant la trafic este oprit și se aduce la cunoștință că a încălcat regimul legal de viteză, nu poartă centura, vorbește la telefon, nu a acordat prioritate de trecere unui pieton, nu a acordat prioritate de trecere altui vehicul, prima reacție a persoanei respective este de a încerca să inducă o stare care
o stare polițistului să încerce ori să-l lase, dacă să nu-l sancționeze, dacă constată că polițistul merge către vehicul tocmai pentru a aplica dispozițiile legale, încearcă să intre într-o discuție care să inducă această stare că a venit la serviciu tocmai pentru a aplica o sancțiune contravențională. Nu înțelege că un lucrător de poliție oprește un conducător de un vehicul atunci când acesta a încălcat o dispoziție legală, iar atunci când avem acțiunile punctuale pe linie de alcool sau pentru disciplinizarea conducătorilor auto care nu poartă centuri, care vorbesc la telefon, atunci sunt opriți participanții la trafic și pe aceste linii. Și li se comunică celor opriți în trafic, conducătorilor auto? Categorică, care este scopul, da. Nu? Categorică, da. Colegii mei aduc la cunoștință participanților la trafic motivul pentru care a fost oprit. Deci nu trebuie nimeni să se simtă lezat în momentul în care este oprit de un agent al poliției. Clar s-a încălcat, da, o regulă. S-a încălcat o normă rutieră, poate fi o acțiune punctuală pentru a preveni consumul de alcool. De exemplu, chiar astăzi am avut o acțiune punctuală pentru prevenirea consumului de alcool și reducerea riscului victimal tocmai pe fondul consumului de alcool. Pentru a putea constata că o persoană a condus sub influența băuturii alcoolice, trebuie să oprești acel autovehicul. I-a dus la cunoștință conducătorului auto că există o acțiune punctuală pentru prevenirea consumului de alcool. Polițistul i-a duce la cunoștință conducătorului auto că urmează să fie testat cu aparatul Dräger. Se realizează testarea cu aparatul Dräger. În cazul unui rezultat negativ, conducătorului auto îi se restituie documentele care au fost preluate la control și persoana respectivă își continuă deplasarea. În cazul în care există un rezultat pozitiv, în funcție de valoarea alcoolemiei, polițistul dispune măsurile legale. Pentru alcoolemie între 0,10 și 0,40 se aplică o sancțiune contravențională. Peste 0,40 mg per litru alcool pur în aer expirat, polițistul aduce la cunoștință conducătorului auto că are obligația să se deplaseze la unitatea medicală autorizată în vederea prelevării de mostre biologice, unde se prelevează mostrele biologice de sânge. Se reține permisul conducătorului auto, se eliberează o dovadă fără valabilitate, iar atunci când primim rezultatul de la serviciul de medicină legală, în funcție de valoarea alcoolemiei, se dispun măsurile legale. S-a întâmplat pe parcursul anului 2017 să întâlniți persoane recalcitrante în această situație, să refuze recoltarea probelor biologice? Da, am avut astfel de cazuri chiar și pe parcursul anului 2017, chiar și la începutul anului 2018, când conducători auto care emanau halena alcoolică au fost testați cu aparatul Dräger, a rezultat o valoare alcoolemiei pozitivă, peste 0,40 mg per litru alcool pur în aer expirat. I s-a adus la cunoștință acelei persoane că trebuie să se deplaseze la o unitate medicală în vederea prelevării de mostre biologice, iar persoana respectivă a refuzat. Polițistul i-a dus la cunoștință că împotriva lui se va întocmi dosar penal pentru refuz recoltare mostre biologice, ceea ce s-a și realizat în prezența unui martor adus la cunoștință. În schimb, pe această perioadă, vă dați seama că acea persoană, fiind și sub influența băuturii alcoolice, pot spune că nu a avut un comportament corespunzător. Ne-ați spus la începutul emisiunii că au fost înregistrate 6 accidente rutiere grave pe parcursul anului 2017, în urma cărora au rezultat 6 răniți grav. Ne puteți spune și care sunt zonele sau care au fost zonele în care au fost înregistrate evenimentele rutiere respective? Nu avem anumite zone pe raza municipiului Râmnic-Sorat unde s-au întâmplat accidente rutiere. În schimb, din analiza dinamicii producerea acestor accidente, atât a accidentelor ușoare cât și a accidentelor grave, putem concluziona că sectorul de drum european a reprezentat o locație sau zone unde s-au produs aceste accidente rutiere. Sectorul de drum european a reprezentat o pondere principală a producerea acestor accidente rutiere, tocmai datorită volumului sau numărului foarte mare, imens, de autovehicule care traversează municipiul Râmnicu-Sărat, începând de la strada Stadionului până la strada Focșani. Zilnic pe acest sector de drum trec mii de mașini și aceste mii de mașini însumate săptămânal
conduc către un număr foarte, foarte mare de mașini. Și tocmai datorită fluxului acesta mare de autovehicule s-au înregistrat și accidente rutiere. Probabil înregistrați și un număr mare de sancțiuni acordate pe parcursul unui an pe această porțiune de drum? Pe această porțiune de drum, așa cum ați văzut și dumneavoastră, eu zilnic stabilesc în activitatea pe care o desfășoară colegii mei ca zone de activitate, strada Stadionului, strada Focșani, strada Aicuza, strada Mihail Cogălnicianu, pe aceste sectoare de drum unde s-au întâmplat evenimente rutiere. O zonă unde am înregistrat câteva evenimente rutiere care ne-a atras atenția, a reprezentat intersecția de la Circa 2-4, unde pentru perioada următoare o să întocmim o adresă către municipalitate în care să solicităm amenajarea unui sens giratoriu și totodată iluminarea trecerii pentru pietoni pe timpul nopții să se realizeze mult mai bine. Acea trecere pentru pietoni este iluminată, dar ne dorim ca municipalitatea să întreprindem câteva eforturi pentru a ilumina mult mai bine acea trecere pentru pietoni. Iar pe parcursul zilei au fost probleme în rândul copiilor, elevilor care sunt arondați școlii gimnaziale Vasile Cristoforeanu. Înțelegem că este o porțiune de drum. Acolo, așa cum știți și dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră, dimineața la prânz și către orele serii, când copiii vin la școală sau pleacă către domicilii, numărul de copii și de alți participanți la trafic este foarte, foarte mare. Pe parcursul anului 2017, în acea zonă, prin prezența activă a colegilor de la Poliția Rutieră, a avut loc un singur eveniment rutier care s-a datorat traversării neregulamentare a unui pieton, a unui copil, prin spatele unui autovehicul. Pe acel sector de drum, acea clădire este școala veche, de la școala 5, unde un copil a traversat prin spatele unui autovehicul care deja efectua manevra de mers înapoi, nu s-a asigurat corespunzător și a fost foarte ușor atins. Acel copil nici nu a rămas internat, dar având în vedere circumstanțele că era un copil, a trebuit să fie dus la spital, s-a stabilit un diagnostic și în cauză s-a întocmit dosar penal. Nu, în acea zonă, la școala generală numărul 5, putem concluziona că nu am avut evenimente rutiere datorate atât indisciplinei copiilor sau altor participanți la trafic. Nu am avut evenimente rutiere la trecerea pentru pietoni de la școala generală numărul 5. Iar în urma acțiunilor și a prezenței dumneavoastră în zona respectivă, dar și în celelalte zone din perimetrul unităților de învățământ din Râmnicu Sărat, părinții au înțeles că trebuie să parcheze regulamentar, să nu dea peste cap circulația în zonele respective? Ne dorim ca părinții sau aparținătorii copiilor să înțeleagă că prin prezența lucrătorilor de poliție la marea majoritate a unităților școlare, scopul nostru dimineața este pentru a asigura fluența traficului rutier. Nu ne dorim să aplicăm sancțiuni contravenționale, dar atunci când situația o impune și nu găsim înțelegere din partea părinților, bunicilor sau a celorlalți participanți la trafic să înțeleagă că trebuie să asigure și deplasarea altor persoane pe acel sector de drum, atunci colegii mei aplică prevederile legale. Vreau să ne spuneți care sunt alte zone care v-au pus probleme sau creează în continuare probleme la Râmnicu Sărat. Nu mai întreb de celebrele intersecții, mă gândesc că se plictisește și telespectatorii noștri. Au înțeles că la stop trebuie să oprească pe loc. Celebrele intersecții, să știți că nu au mai registrat evenimente rutiere cu pagube și nici evenimente rutiere cu victime omenești. Am realizat acele limitatoare de viteză care și-au atins scopul pentru care au fost montate. Dar, așa cum vă spuneam, nu putem spune că avem zone cu risc rutier pe raza municipiului Râmnicu Sărat
S-au întâmplat evenimente rutiere pe multe străzi din municipiul Râmnicu Sărat și în urma analizelor tactice realizate la nivelul Inspectoratului de Poliție sau din analiza pe care am realizat-o la nivelul biroului rutier, am ajuns la concluzia că nu avem străzi cu risc rutier crescut. S-au întâmplat accidente pe multe străzi din municipiul Râmnicu Sărat, nu avem străzi pe care să se fi întâmplat accidente rutiere într-un număr mare. Spuneați că veți lua în calcul realizarea unui sens girator pe DN285 în această zonă, intersecția circa 2-4 cunoscută da, de râmniceni. Noi o să o solicităm, o să propunem municipalității, o să discutăm necesitatea realizării acestui sens giratoriu și în ședința de care va avea loc la Primăria Râmnicu Sărat pentru Comisia de Sistematizare. Și ne dorim ca acest lucru să se realizeze într-un viitor nu foarte îndepărtat, tocmai pentru că acea intersecție, tocmai pentru ca în acea intersecție să nu se mai întâmple accidente rutiere. Rolul nostru este să prevenim, iar acolo unde putem veni cu măsuri care să reducă astfel de evenimente, să încercăm să le realizăm. Nu stă numai în puterea noastră să facem lucrul acesta. Noi am constatat că acesta este un punct critic. O să aducem la cunoștință prin exemple de accidente care s-au întâmplat în zona comisiei și sunt sigur că la nivelul comisiei și la nivelul municipalității se vor găsi resurse financiare pentru realizarea acestui sens giratoriu. De asemenea, înțelegem de la primarul municipiului Râmnicu Sărat, de la domnul Sorin Cârjan, că în zona bariera Focșani va fi amenajat un alt sens girator. Da, în cursul anului 2017 am înaintat o adresă către municipalitate în care am solicitat realizarea unui sens giratoriu în zona, pe strada Focșani, în zona noului cartier de la Petrom. Tocmai pentru că am constatat că în zona au început să se mute persoane în imobilele pe care le-au construit, iar în zilele cu trafic aglomerat, în zilele de weekend, posibilitatea acestora de a intra către municipiul Râmnicu Sărat este redusă, trebuie să aștepte foarte mult pentru a putea intra în trafic, pentru a nu cădea victime ale accidentelor rutiere. După ce am întocmit acea adresă împreună cu reprezentanți din cadrul primăriei, cu domnul primar, cu reprezentanți din cadrul aparatului dumnealui de specialitate, ne-am deplasat în zonă și am discutat modalitatea în care se impune realizarea acelui sens giratoriu. Deci e clar, din ce spuneți, țineți cont de sesizările, solicitările primite de râmniceni. Mă gândesc că locuitorii din zona respectivă v-au adus la cunoștință care nu, aceasta ar fi doleanțele a fost o constatare proprie, iar o altă constatare proprie pe care o să încercăm să mulțumim locuitorii municipiului Râmnicu Sărat se referă la o locație de pe strada Crângumeiului, unde atât eu am constatat, cât și colegii mei au constatat că după amiezile există o farmacie și mai multe magazine, unde uneori după amiază există aglomerări în trafic și opriri neregulamentare, iar lucrătorii de poliție se vor deplasa periodic pe acel sector de drum, tocmai pentru a încerca preventiv inițial să aducem la cunoștință participanților la trafic că trebuie să respecte prevederile legale, după care vom dispune și măsuri sancționatorii concomitent cu montarea unor indicatoare care să interzică oprirea pe acel sector de drum. În apropierea unității de pompieri, mă gândesc că până în unitatea de pompieri creează... există o farmacie și mai multe magazine, mai multe unități comerciale unde uneori în zonă sunt opriri neregulamentare. Am constatat, deplasându-mă prin zonă, am constatat că există nemulțumire ale persoanelor și pe rețelele de socializare, iar rolul nostru este să încercăm să mulțumim comunitatea prin aportul pe care îl realizăm. Noi ne dorim ca serviciul polițienesc să fie în sprijinul comunității. Tocmai de aceea vom realiza activități preventive care vor fi urmate apoi de activități de impunere a legii.
Felicitări în aceste situații. Chiar am constatat că există o dorință a multor șefi de instituții din Râmnicu Sărat. Există această deschidere față de doleanțele cetățenilor. Clar, noi suntem în sprijinul și în slujba comunității și ne dorim ca toți oamenii să aibă păreri cât mai bune despre actul polițienesc. Atât Comanda Poliției Râmnicu Sărat, Comanda IPJ Buzău, cât și eu sunt deschis tuturor propunerilor care vin din partea locuitorilor, iar acolo unde constatăm că aceste propuneri sunt bine argumentate, în ceea ce privește structura de poliție rutieră, de fiecare dată am discutat problemele pe care le-au ridicat cetățenii în ședințele de la primărie, în cadrul ședințelor de sistematizare. Și am dispus măsuri tocmai pentru a încerca să asigurăm o fluență pe toate străzile din municipiul Râmnicu Sărat. Sunt cartiere în Râmnicu Sărat unde ați primit din partea cetățenilor propuneri de a înființa străzi, sens unic pe anumite străzi? Sunt acele străduțe înguste, atât din Costieni cât și din zona Pod, probabil sunt și alte zone. În ceea ce privește realizarea unor sensuri unice pe mai multe străzi din municipiul Râmnicu Sărat, cred că această activitate trebuie să se deruleze poate într-un viitor nu foarte îndepărtat, dar această activitate trebuie să se realizeze în baza unor studii de trafic care trebuie să realizate de către societăți care au în obiectul de activitate tocmai aceste studii de trafic, astfel încât propunerile să vină din partea unor structuri autorizate. Așa cum vedem cu toții, sensurile unice care s-au realizat pe strada Principe Ferdinand și pe strada Toamnei au fost de bun augur, au realizat o fluență a traficului rutier pe raza municipiului Râmnicu Sărat foarte, foarte bună. La momentul când ele au fost implementate, vă aduceți aminte, au existat discuții unele pro, cele mai multe contra, dar prezentul ne spune că aceste măsuri au fost foarte bune și că s-au luat tocmai în urma realizării unor studii de trafic. De aceea, cred că realizarea unor sensuri unice în cartierele Costieni, în cartierul Zona Pod, trebuie să se realizeze după aceste studii, să se realizeze de către oameni și de către societăți care au în obiectul de activitate tocmai acest lucru. Vreau să ne spuneți în continuare cum stau lucrurile în mediul rural, dacă se poate, în linii mari. Care da, este în anul situația? 2017, așa cum v-am spus, și pe raza municipiului Râmnicu Sărat, dar și pe raza secțiilor arondate Poliției Râmnicu Sărat, s-a reușit reducerea riscului rutier. Numărul accidentelor grave a scăzut, numărul persoanelor decedate în urma accidentelor de rutiere a scăzut și numărul răniților grave a scăzut. Țin să vă spun că pe raza municipiului Râmnicu Sărat, 2016-2017, nu s-au înregistrat evenimente rutiere din care să rezulte decesul persoanelor. Pe raza secțiilor arondate, în anul 2017 au fost evenimente rutiere din care se rezultă decesul unor persoane. În schimb, numărul persoanelor care au decedat în urma acestor accidente rutiere a scăzut față de anul 2016. În continuare, vreau să ne vorbiți de obiectivele fixate pentru anul 2018. Dacă veți continua acele acțiuni preventive, campanii, la fiecare întâlnire pe care o am cu reprezentanții unităților de învățământ din Râmnicu Sărat, punctez două lucruri de care sunt personal interesată. Siguranța în trafic a elevilor și siguranța din punct de vedere siguranța sănătății. Da, și pentru anul 2018 ne dorim să reducem riscul rutier pe raza municipiului Râmnicu Sărat. Ne dorim să nu existe victime din aceste evenimente rutiere. Ne dorim să realizăm campanii preventive, astfel încât să conștientizăm toți participanții la trafic doar prin respectarea normelor rutiere. Putem să ne deplasăm în condiții de siguranță pe toate străzile, atât din municipiu cât și în afara municipiului. Dar o să realizăm și campanii de impunere a legii, pentru că doar prin campaniile preventive
campaniile preventive au rolul lor, dar aceste campanii preventive trebuie susținute și de campanii de impunere a legii. O să derulăm campanii de impunere a legii în rândul pietonilor. Ne dorim ca să reducem numărul accidentelor rutiere datorate indisciplinei pietonilor. Dar pentru anul 2018 o să derulăm câteva campanii de impunere a legii pe linia respectării regulilor de prioritate auto și prioritate pietoni. Pentru că în anul 2017, neacordarea priorității pietonilor și neacordarea de prioritate a altor vehicule, cele două reguli de prioritate au constituit cauzele generatoare de accidente rutiere pe raza municipiului Râmnicu-Sărat. Ne dorim ca prin activitatea pe care o să desfășurăm să încercăm să prevenim accidentele rutiere datorate acestor nerespectări ale prevederilor legale. Ne dorim să continuăm aceste campanii preventive astfel încât la sfârșitul anului 2018 să putem spune că pietonii nu mai reprezintă cauza principală de accidente rutiere pe raza municipiului Râmnicu-Sărat. Ne dorim ca la sfârșitul anului 2018 să putem spune că elevii nu au fost implicați în accidente rutiere și că anul 2018 să fie cel puțin la fel de bun ca anul care s-a încheiat. Iar agentul rutier va fi în continuare prietenul elevilor, da? Prin acțiunile demarate și avem acum, în această primăvară, se apropie săptămâna altfel. Veți fi alături de ei, da? Da, și în anul 2018, în cadrul campaniilor Săptămâna Altfel, o să desfășurăm activități preventive la cât mai multe unități școlare și pe această cale adresăm invitația conducătorilor sau directorilor de unități școlare să încerce să ia legătura atât cu polițiștii care sunt arondați fiecărei școli sau cu mine, să încercăm să realizăm campanii preventive în rândul elevilor, să comasăm mai multe clase și prin prezența unui lucrător sau unui echipaj de poliție rutieră la fiecare școală, să încercăm să conștientizăm elevii că trebuie să respecte normele rutiere în ceea ce privește pe ei, în calitate de pietoni, în calitate de bicicliști, în calitate de atunci când se deplasează pe drumurile publice cu rolele sau în calitate de pasageri în autovehicule când trebuie să poarte centurile de siguranță. Să atragă atenția și părinților. Da. Vreau să ne spuneți cum se manifestă adolescenții în trafic, adolescenții posesori ai permiselor auto, cei care au împlinit vârsta majoratului, dețin permis auto. Cum se manifestă în trafic la Râmnicu-Sărat? Nu avem probleme în ceea ce privește disciplina rutieră a acestor participanți la trafic. În schimb, pentru anul 2018, o țintă atât a conducerii poliției Râmnicu-Sărat, cât și a mea în calitate de șef la biroul rutier Râmnicu-Sărat, ne dorim să realizăm cel puțin o campanie preventivă la care să atragem lucrători din cadrul serviciului antidrog Buzău, tocmai pentru a încerca să descurajăm consumul de substanțe interzise în rândul conducătorilor de autovehicule. Această campanie am pregătit-o din anul 2017, am întreprins demersurile necesare pentru a putea coopta un lucrător de la serviciul antidrog, dar va trebui să încercăm să găsim modalitatea legală prin care să, la această campanie să atragem și reprezentanți din cadrul Ministerului Sănătății, pentru că prelevarea acestor mostre biologice trebuie să se realizeze de către personal autorizat. Prelevarea mostrelor biologice pentru a putea avea susținere juridică în cadrul unui dosar penal trebuie să fie prelevate de către personal autorizat în cadrul unei unități medicale autorizate. Dacă prelevarea se realizează de către personal neautorizat, iar rezultatul este pozitiv, s-a muncit degeaba. Iar tocmai de aceea v-am spus că am pregătit această activitate din cursul anului 2017 și ne dorim cât mai curând, în cursul anului 2018, să realizăm această activitate preventivă. Deci trebuie mai mulți factori implicați în această Exact, trebuie să campanie. implicați factori atât din cadrul unității noastre, din cadrul serviciului antidrog, din cadrul Ministerului Sănătății. Trebuie o echipă complexă.
Vreau să ne vorbiți puțin despre aceste modificări pe care le aduce codul rutier în anul 2018. Înțelegem noi că sunt o serie de modificări. Dacă vreți să ne vorbiți de faptul că permisele de conducere vor fi obținute mai greu, da? Persoanele care suferă de anumite afecțiuni probabil vor obține mai greu permisul de conducere pe parcursul acestui an. În ceea ce privește aceste noi reglementări, aceste reglementările la care ați făcut dumneavoastră referire nu sunt în apanajul structurii de poliție rutieră. Tot ce înseamnă modificări ale normelor rutiere atunci când vor fi publicate în monitorul oficial și vor avea aplicativitate, noi le vom pune în practică. Ce modificări apar și care privesc structura de serviciului de înmatriculări sau fișele auto unde trebuie mai multe consultori din partea mai multor specialități, aceste lucruri sunt apanajul, așa cum am spus, structurii de serviciului de înmatriculări sau a unităților medicale unde persoanele își fac fișele medicale. Aceștia vor întreprinde demersurile necesare astfel încât toți participanții la trafic să obțină permisele când obțin permisele de conducere să fie sănătoși, tocmai pentru a nu exista un pericol pentru ceilalți participanți la trafic, să nu existe pericolul ca o persoană bolnavă să obțină permis de conducere sau să-și preschimbe permisul de conducere, iar aceasta să nu mai aibă deprinderile necesare pentru a putea conduce un autovehicul pe drumurile publice. Dar din punctul noastră de vedere, opinia dumneavoastră în calitate de șef al unui birou rutier sunt binevenite, da, aceste prevederi, chiar dacă nu vorbim în prezent de o lege, de o lege oficială. Este un lucru mai mult decât binevenit, pentru că telespectatorii dumneavoastră sunt sigur că au cunoștință că până acum câțiva ani de zile, dacă se apropia perioada de expirare a permisului de conducere, chiar dacă mergea cu 3-4 zile înainte să expire permisul de conducere la serviciul de înmatriculări și solicita preschimbarea permisului de conducere, nu mai era obligativitatea, nu mai avea obligativitatea întocmirii fișei medicale. Acum prevederile legale statuează că orice persoană care își preschimbă permisul de conducere, atunci când acesta expiră, are obligativitatea de a reîntocmi fișa medicală. Iar acolo unde medicii constată că persoana respectivă nu mai îndeplinește condițiile pentru a putea conduce autovehicule pe drumurile publice, sunt sigur că îi vor da un aviz negativ. Din cauza unor afecțiuni pot apărea reacții necontrolate la volan. Sunt clar, da, categorică, dar există afecțiuni medicale care sunt incompatibile cu calitatea de conducător auto. Inspecția tehnică periodică la 3 ani pentru mașinile noi și anual pentru cele care depășesc 12 ani. De asemenea, o intenție care ar reglementa anumite situații. Este un lucru iarăși foarte bun, pentru că prin verificarea periodică a tuturor vehiculelor, atât unele autovehicule să fie verificate mai des, iar altele la o perioadă mai lungă de timp, este un lucru foarte bun, tocmai prin faptul că se asigură că acele autovehicule corespund din punct de vedere tehnic să se deplaseze pe drumurile publice și nu reprezintă un pericol pentru ceilalți participanți la trafic. Imaginați-vă o situație comică, dar tragică, prin care unui autovehicul aflat în mers îi sare o roată, o jantă. Situația este, poate stârni și zâmbete, dar sunt zâmbete amare, pentru că acel pneu poate lovi alt autovehicul, poate lovi un alt participant la trafic, poate lovi un pieton și așa mai departe. Acum așteptăm să se definitiveze, să vedem legea, da? Și după aceea spuneați dumneavoastră că mai putem vorbi pe marginea acestor modificări ale codului, da, orice modificări ale cadrului legal, atunci când acestea sunt publicate în monitor oficial și se statuează o perioadă când de la care devin aplicabile, orice act normativ trebuie pus în practică. Prevederile lui trebuie să aplicate. Vă mai rețin cu o singură întrebare. Aceeași structură pe parcursul anului 2018 la biroul rutier?
aceeași structură numerică la biroul rutier, în schimb a intervenit o modificare, un coleg s-a pensionat, iar în locul acestuia, la biroul rutier, a venit un alt coleg de la o structură de poliție rurală, iar la momentul când stăm de vorbă, când are loc emisiunea, structura biroului rutier este completă. Un șef de birou rutier, un ofițer, 9 agenți de poliție rutieră și 2 agenți în cadrul compartimentului cercetare penală. Și un municipiu și zonele arondate. Exact. Da? Mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Vă mai auzim, să auzim de bine, cu informații cât mai bune pentru noi. Mulțumesc tare mult. Și eu vă mulțumesc. Îi mulțumim domnului subcomisar Alin Oprea, șef biroul rutier în cadrul Poliției Municipale Râmnicu-Sărat. Bineînțeles și noastră pentru atenție. Mâine seară ne revedem, aceeași oră, aceeași emisiune. Numai bine, sănătate. La revedere! Presa liberă trecere.